Vedeți că am impresia că sunt mai multe clanuri, mai multe interese și ele între ele nu s-au împărțit sau ele între ele nu s-au înțeles. Asta e politica și s-ar putea ca unii care se află în prezent la guvernare și tare, tare, tare insistă ca să fie promovată această licitație să trecut pe dinainte altor persoane tot din cadrul guvernării și în cele de urmă să spună, știți ce? Dacă nu îi luați pe noi în considerație, atunci s-ar putea nici voi să nu aveți posibilitatea să organizați această licitație. Și eu sunt de părere că orice tentativă, e bine ca procuratura să intenteze dosare penale. Orice tentativă de organizare a licitațiilor. Fiindcă odată ce Curtea Constituțională a ajuns la concluzia că legea sau acest amendament promovat de Radu Marian e neconstituțional, înseamnă că cineva l-a băgat cu deasila Parlamentul ca să-l voteze. Atunci trebuie să vedem dacă nu este abuz din partea unor deputați sau din partea unui deputat în acest amendament. Doi, dacă nu cumva pentru acest amendament un deputat, doi sau o grupă au fost mituiți. Deci dacă s-a declarat neconstituțional, înseamnă că la mijloc sunt probleme. Dacă sunt probleme, Procuratura Anticorupție are tot temeiul ca să pornească un proces penal, cel puțin să verifice care au fost temerile ca acest amendament să fie băgat Parlamentul ca să-l voteze. Ca ulterior curtea să spună, băi, oameni buni, voi ați încălcat Constituția, voi ați închis ochii la proceduri, oare, bă, n-ați văzut 1, 2, 3? Și atunci, cei care au închis ochii, pentru asta, ca să închid ochii, n-au luat bani? Aha, ia că aici e promărul discordiei. Sau această licitație, care dar se știe din start că va fi câștigată de această companie franceză. La mijloc nu este trafic de influență. La mijloc nu este lobarea interesului acestei companii pe teritoriul Republicii Moldova, în detrimentul principiului care este economie liberă de piață. De când Republica Moldova noi favorizăm un agent economic? De când Republica Moldova noi scriem caietul de sarcini pentru această companie internațională? Oare nu intră în contradicție cu articolul 126, 128 din Constituția Republicii Moldova, unde spunem că economia este liberă în Republica Moldova și orice agent economic poate participa la această licitație? Dacă toată lumea știe că această companie va câștiga licitația, cine e? A închemat această companie. Cine favorizează interesele? Cine promovează interesele? Oare procuratura aceea nu trebuie să pornească un proces penal? Cel puțin măcar să dea răspuns la întrebările care eu le-am ridicat. Oare la mijloc nu este interesul financiar? Nu este corupție? Aceasta este economia de piață Republica Moldova. Tu nu poți promova interesele unui agent economic. Nu poți promova sarcinile sau cătul de sarcini pentru un agent economic. Fiindcă intră în contradicție cu această libertate economică care noi am scris-o în legea fundamentală.